Bună seara, vă spun din nou, doamnelor și domnilor, la emisiunea Teologia în Actualitate. Sunt onorat să fim împreună și sper că de asemenea și pentru dumneavoastră este o bucurie să putem să discutăm despre subiecte din viața creștină, subiecte care nu rămân doar închise în trezidurile unor biserici sau în școli de teologie, ci încercăm să le aducem pe această cale spre noi, spre toți cei care suntem creștini și dorim să învățăm cum să-L urmăm pe Iisus Hristos. În seara aceasta vom vorbi despre un apostol, apostolul Pavel. Apostolul Pavel care a scris multe epistole și aș vrea să surprindem ceva din viața acestui apostol și anume el ca și apologet. E clar că prima întrebare este, dar ce este acela un apologet? De aceea, seara aceasta, tema noastră este Apostolul Pavel, un apologet model. Cum facem apologetică? Cum facem dezbateri în aceste vremuri care ne dau prilejul, prin multe subiecte, să dezbatem? Și de aceea, seara aceasta, am invitat în studio doi lideri creștini care să ne ajute să discutăm, să înțelegem mai bine subiectul acesta. Este Beni German, el este student. Bună seara, bine ai venit, Beni. Bună seara, mulțumesc. Este student la institut, este implicat în lucrarea bisericii și în seara aceasta l-avem și pe profesorul Bruce Little, care este profesor de filozofie la Southeastern Baptist Theological Seminary în Statele Unite. El este directorul colecției Francis Schaeffer din cadrul acestui seminar și coordonatorul societății Francis Schaeffer din seminarul Southeastern Baptist Theological Seminary. Îi spun bună seara, bine a venit în studioul nostru, este într-o vizită în România și am găsit cu cale să beneficiem de această prezență a dânsului în România, să putem discuta despre această temă a apologeticii. Welcome to Romania. Thank you. Doresc să-l întreb pe profesorul Little, înainte de a intra în subiectul acesta despre Apostolul Pavel ca și model de apologet, aș vrea să-l întreb ce înseamnă apologetica. So before entering the subject, I would like to ask you what apologetics means. Yes, that would certainly be a wonderful place to begin. Acesta e un loc minunat în care să începem. Because many people really don't know what apologetics means. Pentru că foarte mulți oameni chiar nu știu ce înseamnă apologetică. We see one of the more famous usage of apologetics. Vedem că unul din cele mai faimoase folosințe apologeticii, when one of the great philosophers of the past, Socrates, este atunci când unul din cei mai mari filozofi ai trecutului, Socrate, he was charged with certain activity that Athens didn't want. A fost încredințat cu o activitate pe care Atena nu prea a vrut să o dea. So he's brought into a court. Deci a fost adus în fața unui tribunal. And it's there that he gives his apology. Și acolo este locul în care el își oferă apologetica. It is the Greek word apologia. Este cuvântul grec apologia. And he had to answer for himself. Și a trebuit să se explice pe el the accusations that had been brought against him. Împotriva acuzațiilor care i-au fost aduse. So that helps us to understand the term because it's a legal term. Deci asta ne ajută cumva să înțelegem termenul pentru că este un termen ce provine din sistemul legal. It simply means to give a defense for oneself for the accusations that are lodged against you. Pur și simplu înseamnă a aduce o defensivă împotriva acuzațiilor care sunt aduse. In the early church, în biserica timpurie, where Christians were often accused of things,
în care știm că toți creștinii erau de foarte multe ori acuzați de multe lucruri. So some of the early Christians would write apologies to the emperor. Câțiva din creștinii timpurii scriau astfel de apologetici către împăratul de atunci. They answered the accusations that were being lodged against Christians. Ei răspundeau acuzațiilor care le erau aduse creștinilor. It is in that context. E bine, în acel context that the apostle Peter, apostolul Petru, writes to the church. Scrie bisericii. In his epistle, first epistle, în prima sa epistolă, in chapter 3 verse 15, în capitolul 3 versetul 15. And Peter says every Christian, și Petru spune că orice creștin ought to be ready, trebuie să fie gata to give an answer, să dea socoteală for the hope that lieth within him, pentru speranța și nădejdea care este în el. And the word answer is apologia. Iar acest cuvânt, să dea socoteală, este de fapt apologia. So the term apologetics, as it began to be used in the first and second century. Deci termenul de apologetică, așa cum este el folosit în primele două secole, was simply to build an argument for what they believed. Era pur și simplu folosit pentru a construi un argument pentru ceea ce aceștia credeau. And Peter says every Christian ought to be able to do that. Iar Petru spune că fiecare creștin trebuie să fie gata să facă asta. Now I must say. Iar eu trebuie să spun that if you read some of the early church writings, că dacă citim unele din scrierile bisericii timpurii, you would realize that well, not everybody could were able to do that. Realizăm că nu toată lumea era capabilă să facă lucrul acesta. Athenagoras in the second century. Deci Atenagora în al doilea secol. He talks about how the Christians give this defense. Vorbește despre cum creștinii dădeau această, ofereau această defensivă. And then he says, iar apoi spune, now you may meet some of the our congregation. Dar poate veți întâlni și pe câțiva din biserica noastră. They're older people. Sunt oameni mai în vârstă. In fact, he says some old women. Și chiar spune unii dintre ei sunt femei. And some people who have not had the education. Și unii oameni care nu au avut parte de educație. He says so maybe they can't give a verbal defense. Și spune, păi, poate aceștia nu pot să ofere o defensivă verbală. But he says, they give a defense of the faith. Dar spune el, ei oferă o defensivă pentru credința lor. By the way they order their lives. Prin modul în care își ordonează viața, prin care își trăiesc viața. Which is kind of interesting for us living in the 21st century. Ceea ce e foarte interesant pentru noi care trăim în secolul 21. Maybe a person says, "Oh, I couldn't do that." Poate o persoană spune, "Oh, eu nu aș putea să fac așa ceva." And Peter would come and say, și apostolul Petru ar veni și ar spune, "But the way you live ought to be an apologetic." Ei bine, modul în care trăiești trebuie să fie o apologetică ta. It ought to be a defense for the faith. Ar trebui să fie o defensivă a credinței tale. So I think that would be sufficient to give an idea of the deci cred că asta ar fi suficient pentru a oferi o idee despre ce înseamnă apologetica. Apologetica înseamnă apărare și am înțeles lucrul acesta. Are cumva și o dimensiune de atac apologetica sau doar această dimensiune de apărare a credinței? So we understand that apologetics means defense. And I would like to ask you, does it also have a bit of meaning about kind of an attack? No. That's very interesting. Nu, este foarte interesantă întrebarea. In fact, when Peter writes about that in 1 Peter 3:15. De fapt, când Petru scrie despre aceasta în 1 Petru capitolul 3 cu versetul 15, he said we ought to give our defense in humility and kindness.
Spune că ar trebui să ne dăm această defensivă în smerenie și bunătate. So apologetics is not looking for a fight. Deci apologetica nu vorbește despre, nu se referă la a căuta o bătălie. It's to give in a spirit of meekness. Ci a da într-un spirit al smereniei. A defense of the truth. O defensivă pentru adevăr. Cartea Faptele Apostolilor surprinde câteva momente din slujirea apostolului Pavel în care a fost făcută apologetică, al care el a făcut apologetică. Care sunt acele momente și dacă poate puteți să le enumerați acele momente în care Pavel intră în această dezbatere a apărării credinței? The book of the Acts of the Apostles captures some moments in Paul's ministry in which he made apologetics. Mm-hmm. What are these moments? And can you list them for us, please? Yes. And I would maybe add to this just a little. Aș adăuga la această întrebare doar puțin. Paul wasn't the only one in the book of Acts who gave apologetic speeches. Apostolul Pavel nu a fost singurul din Cartea Fapte care a dat un astfel de discurs apologetic. But we find Paul with his company Barnabas. Dar găsim pe Pavel împreună cu partenerul său de misiune Barnaba in Antioch of Pisidia. În Antioha Pisidiei. That would be his first encounter. Acesta ar fi primul lui discurs. And that's found in Acts 13. Și e găsit în Fapte capitolul 13. Next we find in Acts 14. Și apoi găsim în Fapte capitolul 14. Paul and Barnabas end up in a place called Lystra. Paul și Barnaba ajung într-un loc numit Listra. And he was confronting the pagan Gentiles. Și confrunta acolo pe neamurile păgâne. And I must say that one didn't go very well. Și trebuie să spun că nu a mers prea bine. But it always amazes me that right after that we read that Paul got up and he went off to the next city and he did the same thing. He didn't let it bother him. Dar mă uimește mereu cum după aceea Pavel mereu se ridică în picioare, se duce în următorul oraș și face exact același lucru fără să se lase deranjat de astfel de lucru. And then probably the one that's best known in the book of Acts. Și probabil momentul care este cel mai bine cunoscut de apologetică din Fapte. Yes, it's the episode found in Acts 17. Este episodul găsit în Fapte capitolul 17. That's where Paul is at Mars Hill. Acolo Pavel se găsește în a da o altă explicație. And there he's not before religious people. Și nu este în fața unor oameni religioși. He's before the philosophers. Este în fața filozofilor. The Epicureans. Epicurieni. And the Stoics. Anostoici. And Paul's walking around and he says to these philosophers. Și Pavel merge pe acolo și spune acestor filozofi. I've been walking around here. M-am plimbat pe aici. And I see all these idols that you have. Și văd toți acești idoli pe care îi aveți. And he said, I noticed you've got one over here. Și am observat că aveți unul aici. It says to the unknown God. Spune către Dumnezeul necunoscut. And Paul said. Și Pavel spune. Let me tell you about the unknown God. Lăsați-mă să vă povestesc despre acest Dumnezeu necunoscut. And then there are three others. Și apoi sunt și alți trei. That sometimes people don't include, but I think we should. Alte trei evenimente de acest tip pe care câteodată oamenii nu le includ, dar cred că ar trebui să le menționăm. Paul is arrested in Jerusalem. Pavel este arestat în Ierusalim. And he's taken out to Caesarea. Și este dus în Cezarea. And the Jews are desperate to arrest Paul and to silence him. Iar iudeii sunt disperați în a-l aresta pe Pavel și a-l prinde. And the reason that I think those are important is because it's where Paul gives a defense of the faith. Iar motivul pentru care cred că acel episod este important este
Pentru că Pavel acolo dă o de, oferă o apărare pentru credință. But he actually does it in a court of law. Și chiar o face într-un tribunal. So those are probably the those are the ones that we think of Paul in his apologetic activity. Deci acestea sunt evenimentele la care ne gândim când spunem activitatea apologetică a lui Pavel. And as we read the book of Acts and see these things, și în timp ce citim cartea Faptele Apostolilor și vedem aceste lucruri, I think that's a good reason for the church today to be doing apologetics. Cred că este un motiv foarte bun pentru care biserica de astăzi trebuie să facă apologetică. Because when you look at the book of Acts, much of it is simply a record of the apostles doing apologetics. Pentru că dacă ne uităm în cartea Faptele Apostolilor, o mare parte din aceasta este formată doar din apostolii făcând apologetică. Okay. Foarte interesant contextele în care apostolul Pavel face apologetica și deja ați menționat patru din aceste contexte, public religios, o închinare idolatră în Listra, filozofie, context juridic unde Pavel face apologetică. Aș vrea să mă întorc la Antiohia Pisidiei și să ne uităm aici cum abordează apostolul Pavel un public care este religios, o anumită religie bine structurată și gândită și aplicată și înțeleasă. Cum abordează el cu oameni care sunt religioși, dar cu toate acestea care n-au încă deplină cunoaștere a lui Hristos? So, returning in Antiochia of Pisidia, what do we learn about how to do apologetics with towards a religious audience? Yes, we learn, at least in this situation, this is how Paul dealt with it. Da, păi învățăm că măcar în această situație urmează să vedem cum Pavel a reacționat în aceste situații. And it's very interesting, but also important. Dar și este foarte interesant, dar totodată foarte important. That you ask the question about the audience that he was speaking to. Să întrebăm care este audiența a căreia Pavel vorbea. Because we learn from that, pentru că învățăm din asta, that Paul in his apologetics, că Sfântul Apostol Pavel în apologetica lui, dealt with different audiences with different material. Vorbea cu diferite audiențe folosind material diferit. So it's always interesting to read Paul's address. Deci este mereu interesant să citim cum Pavel se adresează. He says, "Oh, men of Israel and who fear God." Zice, "Oh, oamenii lui Israel, temeți-vă de Dumnezeu." Now, see, for that audience, ei bine, pentru acea audiență, he did not need to start and to make a case for God. El nu a avut nevoie să înceapă prin a prezenta un caz pentru existența lui Dumnezeu. Those people already accepted that. Acei oameni deja îl acceptau pe Dumnezeu. So he doesn't try to build a case as he would do with the philosophers on Mars Hill. Deci nu încearcă să pună un argument pentru existența lui Dumnezeu cum a făcut cu filozofii din Grecia. He starts with the issue of who is Christ. Ci începe cu problema cine este Hristos. And that is often needed today. Iar aceasta este de avem nevoie de aceasta de foarte multe ori în ziua de azi. It isn't that the folks in front of us don't believe in God. Problema noastră nu este că cei cărora le vorbim nu cred în Dumnezeu. But maybe they don't have the full understanding. Ci poate doar nu au toată înțelegerea potrivită despre and because Dumnezeu. These were Jews of the first century, și pentru că aceștia erau israeliți ai primului secol, Paul said, "This is what I'm going to try to explain." Pavel spune, "Acesta vreau să explic acum." I'm going to tell you about
that Jesus is the Savior and the Messiah. Vreau să vă explic că Hristos este Salvatorul și Mesia. And then he went through all the Old Testament text with them. Și apoi a parcurs toate textele Vechiului Testament cu ei. But I think one of the important things of this text. Dar cred că unul din lucrurile importante din acest text is that we might deal with, as we say, religious people. Este faptul că ne-am putea confrunta cu oameni religioși differently than we would deal with the pagan philosophers. Într-un mod diferit față de cum ne-am confrunta sau cum am vrea să explicăm în fața unor filozofi păgâni. And I think that as we look at the different apologetic scenes. Și cred că în timp ce ne uităm la modurile diferite și experiențele diferite ale apologeticii lui Pavel. One of the key things we learn. Unul din lucrurile cheie pe care le învățăm is to know your audience. Este faptul că Pavel își cunoștea audiența. Know what the questions they would have. Cunoștea ce întrebări ar putea avea ei. So in Antioch, it wasn't the question, does God live? Is he alive? Deci în Antiohia nu era întrebarea, oare trăiește Dumnezeu? But who's Jesus? Ci cine este Iisus Hristos? That was a big thing for them. So that was, he kind of, Paul helps us to understand, how might you deal with religious people? Și acesta era un lucru foarte important pentru Pavel, că el încerca să le explice acest lucru și noi de aici înțelegem cum să vorbim cu acești oameni. Deci am înțeles că să-ți cunoști audiența religioasă, frământările lor, întrebările lor din domeniul religios, să pleci de la cunoștințele pe care ei le au și să zidești un argument pentru Hristos. Cum face Apostolul Pavel lucrul acesta, să zidească un argument pentru Iisus Hristos când sistemul iudaic era atât de complex? Și cum face Apostolul Pavel lucrul acesta în Antiohia Pisidiei? How does Apostle Paul create an argument in Antioch of Pisidia for God, for Jesus Christ being the Messiah and the Savior? That's, he takes the approach of what we call fulfilled prophecy. El folosește tehnica pe care noi o putem numi profeții împlinite. In fact, if we look at many of the early apologists. De fapt, dacă ne uităm la mulți dintre apologeții timpurii, they used the apologetic of fulfilled prophecy. Ei folosesc cu toții această tehnică a profețiilor împlinite. So in this case, deci în cazul acesta, the audience in front of him, audiența din fața lui Pavel, would have accepted the Old Testament. Deja accepta Vechiul Testament. So in this particular speech, deci în această cuvântare particulară, Paul gives them a little history lesson. Pavel le dă o lecție de istorie. He accounts for them all the things that happened in their history. Le amintește toate lucrurile care s-au întâmplat în istoria lor. And he brings them right up to date. Și îi aduce până în prezent. And I think so important that we put truth in a right context. Și cred că este atât de important să punem adevărul în contextul potrivit. He understood that they'll never understand this idea of Jesus Messiah. Și el a înțeles că ei nu vor înțelege niciodată această idee a lui Iisus ca Mesia. Unless they understand that he is the one of whom the Old Testament prophet spoke. Dacă nu înțelegeau că el este cel despre care Vechiul Testament vorbește în profeții. One of the, as we look at all of the apologetic deliveries in the book of Acts. Uitându-ne la una dintre cuvântările apologetice din Faptele Apostolilor. As in Antioch. Așa cum vedem și în Antiohia.
They always include certain truth. Acestea mereu includ un adevăr specific. They always include the resurrection. Mereu includ reînvierea Domnului, învierea Domnului. They always include faith in Christ for the redemption of the soul. Mereu includ credința în Hristos pentru mântuirea sufletului. That Jesus is the only way to have your sins forgiven. Că Hristos este singura cale pentru a avea păcatele iertate. So no matter where they actually start, deci oriunde ar fi început, they always end up and make sure that's in the apologetic. Ei mereu terminau prin a se asigura că aceste adevăruri sunt prezente în acele cuvântări. And could I say that that's why many people are a little suspicious of apologetics today. Și pot să spun că poate de aceea foarte mulți oameni sunt puțin suspicioși legat de apologetică astăzi. Because they see us as only people wanting to find an argument. Pentru că ne văd ca și oameni care doar vrem să găsim o bătălie, să o ceartă. That you're not so much interested in redemption. Că nu suntem așa de interesați în mântuire. As we are in winning the argument. Cum suntem, cred ei, interesați în a câștiga cearta, discuția. And yet, if we look at the models in the book of Acts. Și totuși, dacă ne uităm modelele din Cartea Faptele Apostolilor, they engaged in apologetics. Ei s-au angrenat în apologetică. To get to the point. Pentru a ajunge, a pune punctul pe I. And the point is Christ. Și acel punct pe I este Hristos. So apologetics is not just about arguments. Deci apologetica nu este doar despre a ne argumenta. It's about trying to bring people in confrontation with the truth. Ci despre a încerca în a aduce oameni în confruntare cu adevărul. And so we have these great examples from Paul, not just in Antioch of Pisidia, but it's so interesting because he deals with some of the very same groups that we deal with today. Deci e foarte interesant că în toate aceste cuvântări, și l-avem și pe Pavel, nu doar în Antiohia Pisidiei, ci în mai multe cuvântări, el mereu vrea să aducă pe oameni, mereu discută cu mai multe tipuri de oameni. De la Antiohia Pisidiei aș vrea să ne ducem la Listra, un text pe care l-ați amintit din Fapte 14. Aici avem o audiență în care se închină la idoli. Cum a construit Pavel apologetica lui față de o astfel de audiență idolatră? How to build an apologetic approach to an audience with an idolatristic worship style in Lystra, for example, in Acts 14? That's a more difficult apologetic speech. Acesta este un discurs apologetic mai dificil. Because it never really gets to be completed. Pentru că nu ajunge să fie completat, să fie terminat. But what it shows us, dar ceea ce ne arată nouă, that part of an apologetic for an adulterous group, este că partea apologeticii în fața unui grup plin de adulteri, it's to bring clarity. Este a aduce claritate. To what is the Christian faith? Asupra ce este credința creștină? Who is Jesus? Cine este Hristos? And I think that's especially true today. Și cred că asta este cu atât mai important astăzi. Because people will say, "Well, I'm religious." Pentru că oamenii vor spune, "Păi, eu sunt religios." And depending upon whom you are speaking with, și depinzând cu cine discutăm, they might offer you some examples of their piety. S-ar putea chiar să ne ofere niște exemple ale creștinităților. But it's really difficult, but important. Dar este foarte dificil, însă totodată important. And we do it with kindness. Și o facem cu bunătate. And with humility.
cu umilință, cu smerenie. And with compassion. Și compasiune. But we say Jesus is not like the others. Este foarte important cu toate acestea să spunem că Hristos nu este ca ceilalți. And that's not arrogance. Și aceasta nu este o aroganță. It's truth. Ci este doar adevăr. And we must not be embarrassed by that. Și nu trebuie să ne fie rușine de acest lucru. And I understand that when people hear some a Christian talking that way. Și înțeleg că oamenii atunci când aud vreun creștin vorbind în acest fel, they may become offended. S-ar putea să fie ofensați. And they'll say maybe something like, "You're just a religious bigot." Și s-ar putea să spună ceva de tipul, "Tu ești doar un bigot religios." But we do everything we can in our spirit and in our tone. Dar facem tot ceea ce putem în în duhul nostru și în tonul pe care îl folosim. Not to give that idea. Să nu lăsăm o astfel de idee să parcurgă. But this is just—it's important in a relativistic age that we live in today. Dar este atât de important într-o eră atât de relativistă în care trăim. Jesus isn't like any of the others. Să arătăm că Hristos nu este ca niciunul din ceilalți. Not to sound sacrilegious. Nu vreau să sun ca și cum nu îmi pasă de sacramentul acesta. But we might say he's in a league all his own. Dar am putea spune că este în propria sa ligă. And it's not as it was in Paul's day. Și așa cum era și în vremea lui Pavel. People don't take kindly for us saying that. Oamenii nu sunt foarte bucuroși cu noi spunând aceste lucruri. For Paul, it meant they dragged him out of the city and stoned him. Pentru Pavel vedem că asta a însemnat să fie târât afară din oraș și să fie aruncat cu pietre în el. But may God give us courage and wisdom. Dar fie ca Domnul să ne ofere curaj și înțelepciune. To be able to make the clear distinctions. Să putem face distinția clară. This is not what you think it is. Că aceasta nu este ceea ce crezi. We often say, de multe ori spunem, if you want to come to God, dacă vrei să te pocăiești, you'll have to come to God on his terms, not yours. Trebuie să te pocăiești conform termenilor lui Dumnezeu, nu conform termenilor proprii. And when you're dealing with idolatrous groups, și când avem de-a face cu grupuri idolatre, maybe don't like to hear that message. Poate nu le place să audă acest mesaj. Idolatria este și astăzi la modă. Unii veți crede că idolatria este doar o chestiune de trecut, dar și astăzi există o răsturnare în ceea ce privește centralitatea închinării noastre și unii se închină materialismului, alții se închină altor ființe umane. Deci este extrem de important să știm cum să abordăm, cum să apărăm credința în calea acestor derapaje alunecări de la centralitatea închinării în Iisus Hristos, în Dumnezeu și să nu înlocuim cu altceva. Ar vrea să continuăm, suntem împreună la această emisiune, vorbim despre Apostolul Pavel ca un apologet model. Invitați în studio sunt profesorul Bruce Little de la seminarul Southeastern din Statele Unite și Benny German, care ne ajută cu traducerea. Și aș vrea să continuăm și să ne ducem spre un al treilea moment al apologeticii Apostolului Pavel și anume să mergem în Atena. Aici Pavel a fost confruntat cu filozofii. Cum ar trebui un apologet să abordeze apărarea credinței într-un context în care interacționează cu aceste filozofii. So, how should the apologist, following the example of Paul in Athens in Acts chapter 17, engage in the defense of the faith in interaction with these philosophical concepts? Well, I think that's a wonderful question. Cred că este o întrebare minunată. And
It might take a long time to talk all about it, but I think we can do something. Și we have 15 minutes. Și cred că ar lua, I'm watching the clock. Cred că ar lua mult timp să vorbim în totalitate despre acest subiect, dar cred că putem să facem totuși ceva. Notice what Paul does. Să fim atenți la ceea ce face Pavel. First of all, în primul rând, he's not offensive. El nu este ofensiv. He doesn't call these people stupid. Nu îi numește pe acești oameni stupizi. Simply because they've got the wrong answers to the right questions. Doar pentru că ar avea răspunsurile greșite către întrebările corecte. So Paul begins by giving an answer in this fashion. Deci Pavel începe prin a oferi un răspuns în acest mod. He says, "You worship your God to give him gifts." El spune, voi vă închinați Dumnezeului vostru pentru a-i oferi lui daruri. So you can get what you want from this God. Pentru a putea obține ceea ce voi vreți de la acest Dumnezeu. And then Paul says, și apoi Pavel continuă. But the God of the heavens, dar Dumnezeului adevărat al raiului, is not like that. Nu așa stau lucrurile cu el. He is ready to give you a gift. El este gata să vă dea vouă un dar. And then he starts with what we would call cosmological issues. Și apoi începe să vorbească despre ceea ce noi am numit probleme cosmologice. Those are questions that everybody has. Acelea sunt întrebări pe care toată lumea le are. They're not religious questions. Nu sunt întrebări religioase. They're questions about reality. Ci întrebări despre realitate. How do we explain the things in the world? Cum explicăm lucrurile care se întâmplă în lume? So Paul says, "Well, let me give you this explanation." Deci Pavel spune, lăsați-mă să vă explic. And then he gives how the universe came into being by God and. Și apoi explică cum universul a fost creat de către Dumnezeu. So he answers the right questions, and we must understand that. Deci el răspunde întrebărilor corecte și noi trebuie să înțelegem acest lucru. The unsaved, everybody is a philosopher to some degree. În cei necreștini, toată lumea este un filozof într-o anumită măsură. We all want questions about the world in which we live. Noi toți avem întrebări despre lumea în care trăim. Why are things the way they are? De ce sunt lucrurile așa cum sunt? So Paul really gets their attention by doing that. Deci Pavel capătă atenția lor foarte bine făcând acest lucru. We begin with questions that everybody ask. Începem cu întrebări pe care toată lumea și le pune. And give them a Christian answer. Și le dăm un răspuns creștin la acestea. And then we can fast forward in his debate. Și apoi putem să trecem mai departe în pledoaria sa. And everything is going great. Și totul se petrece cum trebuie, suntem bucuroși. Honey, has to say the resurrection of Jesus. Dar trebuie el să aducă în discuție învierea Domnului Isus. And that did not set well. Și asta nu a prea picat bine. Now I think you should say. Dar cred că ar trebui să spunem. Paul could have used the word. Pavel putea să folosească cuvântul. And just talk generally about immortality. Și cuvântul înviere și doar să vorbească în mod general despre imortalitate. Not one of the philosophers would have objected to that. Absolut niciunul din filozofii de acolo nu ar fi obiectat la aceasta. But when he said resurrection, dar când a spus înviere, that did not fit with their worldview at all. Aceasta nu se potrivea deloc cu privirea lor asupra lumii. And that's when the meeting broke up. Și aici este punctul în care întâlnirea s-a dezbinat. But see, he was true to the truth. Dar vedeți dumneavoastră, el a fost credincios adevărului. He wouldn't soften it a little bit just to keep a hearing. Nu l-a îmbrăcat în poleială doar ca să îi păcălească pe cei din audiență. And then the response was what I think most of us encounter in life. Și apoi răspunsul pe care el l-a primit este exact ce cred eu că primim toți în viețile noastre. Some mocked. Cineva, unii dintre ei și-au bătut joc de el. Some believed. Unii au crezut. And others said, we need to hear more about this matter. Și alții au spus, trebuie să auzim mai multe despre acest lucru. Ați menționat la început
patru situații apologetice. You've mentioned at the beginning four apologetic situations. Ne-am uitat la Antiohia Pisidiei. We looked at the Antioch of Pisidia. Mm-hmm. Ne-am dus la Listra, unde Pavel a fost. We went to Listra where Pavel or Paul was. Mm-hmm. Am mers în Atena. We also went to Athens. Și a mai rămas un loc, Ierusalimul. And there's one place left, Jerusalem. Pavel face apologetică și într-o instanță de judecată. Paul also does apologetics in a court of justice. Mm-hmm. Cum a făcut el lucrul acesta acolo? How did he do that there? Well, it was kind of easy to do it in a court of law because there are rules that you have to play by. A fost destul de ușor pentru el să facă acest lucru într-o curte de judecată pentru că acolo sunt reguli cărora trebuie să ne supunem. But he begins by simply telling people what happened to him in the road to Damascus. Dar începe prin pur și simplu a povesti oamenilor ce s-a întâmplat cu el pe drumul spre Damasc. He says, I'm being brought here to this court. El spune, sunt adus aici în această curte de judecată. Because pentru că they say I'm teaching things that are contrary to the law. Acești oameni spun că eu predic lucruri care sunt împotriva legii. He said, but I'm not. Dar a spus el, nu fac asta. I saw Christ on the road to Damascus. Eu l-am întâlnit pe Hristos pe drumul spre Damasc. And this was before a Gentile group. Și acest discurs era în fața unui grup de păgâni. And his defense was so good. Și defensiva lui a fost atât de bună. All charges would have been dropped. Că dacă ar fi fost acest fapt, defensiva lui a fost atât de bună că toate acuzațiile împotriva lui ar fi fost evitate, ar fi fost rezolvate. He said no. A spus nu. I'm a Roman citizen. Eu sunt un cetățean roman. And I want to stand before Rome. Și eu vreau să stau la judecată în fața Romei. But Felix and others were just his argument was so good. Dar argumentul său era atât de bun. They said he's committed no offense. Încât Felix și ceilalți au spus că nu a făcut nicio crimă, nicio ofensă împotriva statului. And I think it's important for us to realize. Și cred că este important pentru noi să realizăm. He didn't try to make this court like him. Nu a încercat să transforme această sală de judecată în ceea ce credea el. He just was there to tell the truth. Ci doar s-a dus acolo ca să spună adevărul. And believing as Jesus said. Și crezând în Hristos a spus. If you know the truth. Dacă știți adevărul, the truth will make you free indeed. Adevărul vă va face liberi. Interesant toate aceste patru contexte în care apostolul Pavel își aduce apărarea credinței. These four contexts are very interesting where Paul brings forth a defense for his faith. Cred că sunt actuale și pentru noi. I think they are very actual for mm-hmm. us. Nu avem și noi avem aceleași provocări cu aceste contexte. We have the same challenges today in these same contexts. Mm-hmm. Dar ce provocări contemporane anticipați că ar trebui creștinismul să răspundă astăzi? But what contemporary challenges do you anticipate that Christianity should respond to today? Well, as I'm always trying to add something else. Bine, cum mereu încerc să adaug ceva în plus. But you're right, the context are the same as what Paul did. Dar aveți dreptate, contextul este același pentru noi ca și pentru Pavel. But I think there's one thing that makes it more difficult for us. Dar cred că este un lucru ce face ca pentru noi să fie mai dificil decât pentru Pavel. In Paul's day, Christianity had not been heard. În vremea apostolului nu se auzise încă de creștinism. In our day, în zilele noastre, Christianity has been heard. Creștinismul a fost prezentat and rejected. Și refuzat.
And that makes it a little more difficult. Și asta face să fie un pic mai dificil. But what are some of the issues? Dar care sunt unele din aceste probleme? They can be put in different categories. Ele pot fi puse în categorii diferite. If we think of philosophically, dacă ne gândim din punct de vedere al filozofiei, of course, relativism, bineînțeles relativismul, is a great challenge to Christianity. Este o provocare foarte mare către creștinism. The second, a doua provocare, is naturalism. Este naturalismul. Naturalism says there is nothing above experience. Naturalismul spune că nu este nimic deasupra experienței subiective. And we try to explain all of life. Și încercăm să explicăm întreaga viață. In terms of naturalistic cause and effect. Din punct de vedere al cauzei și a efectului naturalistic. So God is not even a plausible thought. Deci gândul de Dumnezeu nici măcar nu este plauzibil. And then if I were to shift over into scientific issues. Și apoi dacă mă mut la niște probleme științifice. I think artificial intelligence. Cred că inteligența artificială is one of the most important things that we need to pay attention to. Este unul dintre cele mai importante lucruri la care trebuie să avem atenția. Because when that is wed to naturalism. Pentru că atunci când inteligența artificială este îmbibată cu naturalismul, the possible end, sfârșitul posibil, as we destroy man. Este că putem să distrugem omenirea. And when that happens, și când asta se întâmplă, I'm not saying it will happen. Nu spun că se va întâmpla. So I'm not a prophet. I don't really want to be a prophet. Nu sunt și nici nu vreau să fiu un prophet. I know they get stoned. Știu că ei sunt omorâți cu pietre. But it is what it will lead to. We should stand and be heard in this issue. Dar ar trebui să fim auziți și să avem un punct de vedere cu această problemă. Potrivit acestei probleme. And I've been involved in doing that here in Europe. Și am fost implicat făcând asta aici în Europa. As well as in the States. La fel și în Statele Unite. And I know all of the benefits that we get from artificial intelligence. Și știu toate beneficiile pe care le putem primi din inteligența artificială. But how some people are talking about using artificial intelligence. Dar cum vorbesc unii oameni despre a folosi această inteligență artificială? It would be ruinous to the humanity. Ar putea să ne distrugă pe noi ca umanitate. Foarte interesant subiectul acesta cu inteligența artificială și provocarele ei. Vă mulțumim mult pentru participarea la această emisiune. We thank you very much for participating in this talk. Cred că ar trebui să facem o emisiune numai despre inteligența artificială, o discuție. I think we should sometime do a talk just about artificial intelligence. Sperăm că data următoare când veți veni în România să putem discuta despre subiectul acesta. We hope that next time you come here in Romania we can talk about this. Apreciez mult dragostea dumneavoastră pentru România. We really appreciate your love for Romania. Yes. Și dorința de a sluji în România. And your desire to serve here in Romania. Cred că o faceți de mai mult timp. I believe you're doing this for a long time now. My first time to Ukraine, excuse me, to Romania. Prima dată în România. 2001. A fost 2001 pentru mine. And I think I've been here just about every year since then. Și cred că am venit aici în fiecare an de atunci. 20 de ani deja au trecut. 20 de ani au trecut deja. 20 years have passed already. I feel it. Da, simt asta. Mulțumim încă o dată pentru prezența în emisiune. Thank you again for your presence here. Thank you very much. I appreciate it. It's a great pleasure for me to be a part of this. Mulțumesc foarte mult și este o plăcere foarte mare pentru mine să fiu aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit în seara aceasta. Apologetica este despre apărarea credinței și noi vom avea tot timpul întrebări din partea celorlalți
de lângă noi cu privire la credința noastră. Cum facem această apărare? În seara aceasta ne-am uitat la Apostolul Pavel ca la un model pentru a învăța cum să facem un demers apologetic. Depinde de audiență, religioasă, nereligioasă, filozofi sau nefilozofi. Depinde foarte mult de cel cu care discutăm sau cei cu care discutăm, dar Scriptura nu ne lasă așa în necunoștință, ci din contră Scriptura ne dă principii pe care putem să le aducem și astăzi în contextul nostru. Vă mulțumesc pentru participare și nu uitați, Dumnezeu ne-a dat o credință și trebuie să fim gata să stăm pentru credința pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să o apărăm nu cu armele, nu în mod violent, ci să o apărăm prin cuvinte și prin mărturia vieții noastre. Vă doresc tuturor multă binecuvântare de la Dumnezeu. La revedere, o seară bună!